dau puțin înapoi așa și mă gândesc, toți anii ăștia sunt 32 de ani de când am dat prima oară în minge, piciorul în minge, și mă gândesc câte sacrificii au fost, bine, și cu bune, bucurii și rele, da, și bucurii foarte mari, pentru că am avut norocul și plăcerea să joc la un club foarte, foarte mare în Europa, unde am cunoscut într-adevăr și am jucat în fotbal adevărat. Idolul meu a fost și va rămâne în continuare, a fost Giga Hagi. Eram sigură. Deci nu e altul. Mi-aduc aminte că cu o seară în urmă, înainte de a merge la stadion, unde am început eu fotbal la Oțelul Galați, nu prea am dormit, că mă gândeam, nu știam, mă trezesc, și eram, bine, și cu mingea în brațe, că eu fără minge nu plecam nicăieri din casă. Când au fost momentele cele mai grele pentru tine? Că vorbeai un pic de sacrificii. Păi momentele grele era când, normal, când plecam de acasă. Plecam de acasă și eram închis într-un hotel. Bine, în cantonament. Eram închis în ghilimele. Dar, deci ăsta e un sacrificiu care orice fotbalist trebuie să treacă prin ea. Că eram departe de familie, de prieteni, de cunoscuți și nu puteam să, adică nu eram întotdeauna acasă. Cum au fost momentele în care, nu știu, poate momente importante, trebuia să fiți undeva, știu, tu trebuia să fii în cantonament sau trebuia să ai antrenament? Aici vreau să punctez puțin, pentru că m-a înțeles foarte, foarte bine. Și, bine, de la început a știut pe cine a pus ochii. Și a asumat așa. Și a asumat. Și era normal să fie așa, pentru că, cum ea a spus, viața de marinar și de fotbalist e foarte, foarte grea. Dar, și cred că e foarte greu să fii soție de marinar și de fotbalist. Este, dar și așa și-a văzut de cariera ei, nu a acceptat să stea acasă și să crească copilul. Ce-ți dorești acum? De la viață, de la fotbal? Ce-mi doresc acum? În primul rând, îmi doresc sănătate, pentru că, știu, e o placă mai veche. Nu, e un adevăr absolut. Dar e un adevăr, pentru că fără sănătate nu poți să faci absolut nimic. Mă rog, că era un criteriu și este un criteriu de bază în meseria voastră. Voi, dacă nu sunteți sănătoși, dacă vă accidentați, vă pierdeți carierele, practic. Și asta e un lucru care eu am fost ferit. N-am avut accidentări grave să mă țină, nu știu, luni de zile în afara terenului. Am jucat mereu, constant, și cred că asta m-a și ajutat foarte mult să ajung unde am ajuns. N-am absolut niciun regret. Totul am făcut, sau unde am mers, am mers pentru că am fost dorit acolo. Nu m-am dus din interes sau din altceva. M-am dus să joc pentru că mie mi-a plăcut să joc fotbal.